ați recomanda dumneavoastră ca mamă către celelalte mame când află diagnosticul copilului lor? În primul și în primul rând recomand acceptarea diagnosticului. Terapia trebuie începută cu sau fără diagnostic, nu contează. Du-te, începe terapia, ia-ți un coordonator, ia-ți cursuri. Nici eu nu am înțeles la momentul meu de ce trebuie să învăț, de ce alți bani, dau alți bani, nu e destul câți bani am plătit. Ei, nu, că ea chiar este ceva care va rămâne acolo toată viața și vei ști, vei purta toată viața în minte cu tine ceea ce înveți și trebuie, n-ai cum să porți o conversație cu un terapeut, cu un psihoterapeut, cu un coordonator, cu un psiholog, fără a ști anumiți termeni. Există comunitatea mămicilor erou a noastră, se numește Ajută-ți copilul să vorbească, să joace și să fie liniștit. Este grup de suport, sunt peste 9000 de femei, de mame acolo. Intrați și puneți întrebări. Găsește o mamă care deja știe și are, sau uneori mai pot să răspund și eu.